Bună ziua! La nivel global, pierderile sunt imense în industria turismului, în domeniul hotelier, a restaurantelor sau locurilor de recreere în general. Să nu uităm că 10% din PIB-ul european reprezintă contribuția acestui sector, adică peste 1.500 de miliarde de euro. Ei bine, România nu este o excepție în imaginea generală a dezastrului. Veniturile companiilor din industria Horeca au scăzut chiar și cu 100%. Așadar, când vom putea călători în scop turistic, cel mai sănătos și cel mai probabil, începând cu 1 iunie, atunci când vor fi redeschise și terasele restaurantelor sau cafenelelor. Să nu uităm, hotelurile nu au fost închise în perioada stării de urgență, însă nu au avut clienți. Vor urma alte 2 sau 3 etape în funcție de evoluția epidemiologică la nivel național. 15 iunie ar fi un alt moment important, când toată lumea speră să se redeschidă și spațiile interioare din alimentația publică. Dacă lucrurile nu vor merge chiar bine și infecțiile cu noul coronavirus vor crește din nou, atunci termenele pot fi împinse către 1 iulie sau chiar mai mult. Patronatele din industria ospitalității exclud creșterile de prețuri la cazare, restaurante sau cafenele, însă vor exista costuri de implementare a unor reguli de siguranță, de distanțare fizică, costuri deloc de neglijat. Vom vedea însă ce se va întâmpla.